Mă cheamă Cristina Cereș, sunt de specialitate inginer programator. După terminarea liceului, după finisarea a 9-a clasă, am mers la Colegiul Republican de Informatică de la noi, unde am făcut și acolo 3 ani de colegiu, iar apoi la SEM. Am făcut cibernetică, la colegiu am făcut la fel cibernetică și ca la, mai apoi în master să ajung la management informațional. Un informatician programator se ocupă cu, în primul rând, cu programarea sistemelor informatice. Un sistem informatic nu pot să spun că este doar o aplicație. Poate fi o aplicație web, poate fi o aplicație desktop. Haideți să o luăm mai puțin termen IT, spun așa, tot ce vedem noi, aplicații în telefon, aplicații la calculator, ce să mai spun, aplicații folosite chiar și în viața de zi cu zi, adică achitarea facturilor, toate astea, inginerul programator are un aport. La noi, în Republica Moldova, un inginer programator ar putea activa în orice instituție, atât de stat, cât și privată, ONG, adică eu chiar aș putea spune peste tot. Pentru că acum, fără calculator, fără un specialist în domeniul IT, nimeni nu se mai descurcă. Un inginer programator poate fi antrenat în diverse proiecte, atât cât naționale, cât și internaționale, pentru că, să spunem așa, limbajul de programator peste tot e la fel. Perspectivele unui inginer programator să-și deschidă o propria afacere. Cred că ăsta e punctul culminant pentru toți. Toți inginerii programatori novici, ca de-al de mine, tind spre un project manager, adică un manager de proiect în care să implementeze, adică să ia proiectul de la început a unui sistem informatic și să-l ducă până la bun sfârșit. În primul rând, un elev care vrea să aleagă să fie inginer programator trebuie să iubească matematica, să fie îndrăgostit de matematică. Ca mai apoi, adică, să meargă și astfel mergi și te îndrăgostești de informatică, care să spunem așa, doar o matematică ceva puțin mai compus. Și încetul cu încetul te dezvolți, pentru că având bazele foarte bune puse pe matematică, creșterea asta nici nu observi, adică să treci din matematică în informatică și deja mai apoi un limbaj de programare și deja pe urmă chiar să creezi un sistem informațional.